ziua! Numele meu este Nedelcu Ruxandra și sunt medic specialist endodont, iar astăzi vom vorbi despre dinții tratați la microscop care au fost compromiși. Tratamentul endodontic este una din cele mai eficace proceduri de păstrare a dinților compromiși. Dinții pot fi compromiși ori din cauza cariilor dentare profunde, ori a obturațiilor profunde, care afectează pulpa nervului sau sistemul radicular complex. Această procedură se realizează în principal de medicul specialist endodont la microscop. De ce la microscop? Pentru că, datorită microscopului, se pot elimina multe riscuri care pot compromite un tratament de canal. Cu ajutorul magnificației folosite de microscop, cu până la 400 de ori mai mult și cu ajutorul unei surse de lumină directă, putem evita anumite complicații care pot apărea în timpul tratamentului. Totodată, folosind microscopul dentar, putem observa anumite detalii care nu pot fi vizualizate cu ochiul liber, cum ar fi fisuri, fracturi la nivelul rădăcinilor, perforații făcute într-un tratament endodontic anterior, căi false. Astfel, depistându-le, putem crește șansa de succes a unui tratament endodontic și predictibilitatea sa. Totodată, cu ajutorul microscopului putem îndepărta ace fracturate pe canal, pivoți turnați și pivoți prefabricați din fibră de sticlă cu scopul de a ajunge la nivelul rădăcinii unde există o posibilă infecție, astfel crescând predictibilitatea și succesul tratamentului de canal. Succesul tratamentului de canal ține de promptitudinea cu care intervenim, fiind o procedură nedureroasă.